Franța la începutul secolului al XVII-lea. Ios și viclean a strâns în mâna cu care mângâie mătăniile toate firele puterii regatului. Nobilimea a fost înfrântă. Protestanții încolțiți s-au retras în spatele zidurilor din La Rochelle. Regele Ludovic al XIII-lea e tânăr și cam nătâng. Regina Ana de Austria e izolată, spionată, înfricoșată. Cardinalul își țese planurile. Încă 2-3 ani și nu numai Franța, întreaga Europa vor fi la picioarele lui. Atunci va dezvăța el poporul francez să mai cârtească împotriva sa și popoarele Europei împotriva catolicismului. Cine îl va putea împiedica? Cine? Protestanții? La Rochelle, cetatea în care s-au refugiat, nu va mai rezista mult timp. Sunt vești că hughenoții mor de foame între ziduri. Să moară! Dar el, prea credinciosul cardinal Richelieu, poate nu va trece mult și pălăriei de cardinal îi va adăuga coroana regală. Scopul e prea înalt pentru a alege mijloc. Aceasta e situația în anul 1628, când, ca toate vlăstarele nobilimii scăpătate din regat, tânărul gascon d'Artagnan se pregătește să plece la Paris pentru a fi angajat ca mușchetar în garda regelui. Iată-l în clipa despărțirii de părinții săi. Ține spada mea! Ce-i drept? A cam ruginit. Cum ajungi însă la Paris? Nu alerga după glorie, dar nici nu fugi de ea. Fă în așa fel încât oricând să te însoțească de la sine. Nu ocoli duielurile. Nu, nu, fiule. Ține minte, mai bine să-ți sângereze pielea decât să-ți roșească obrazul. Nu-l asculta, măicuță. Duelurile sunt doar oprite. Bătrânul meu prieten Treville, comandantul mușchetarilor, va fi bucuros să te primească în gardă. Dă-i din partea mea această scrisoare. Și niște plăcinte cu varză. Spune-le, spune cinstit, ceea ce călărești dumneata e cal cu adevărat? Știi, după urechi pare mai degrabă iepure, iar după burtă o gară. Domnilor, domnilor, nu fiți răutăcioși. Desigur, tânărul domn a greșit adresa. Caută fără îndoială muzeul de antichitate. Dumneata! Dumneata? Eu! Și-o repet, voi intra primul. Bine, că suntem grăbiți. Înlături! În gară! Nu veți intra înaintea mea, decât poate prin vârful acestei spade. Capitanul Treville! Și 10, domnule Aramis. Îți voi fi de folos, fără îndoială. Cândva am fost preot. Mai știu câteva fraze din Prohod. A doua zi, la orele 12, pe câmpul pustiu de lângă mănăstirea Charme-d'Eau. Nu vă veți putea plânge că n-ați avut o moarte creștinească. Ca bun creștin nu m-am putut opri să nu gândesc același lucru referitor la dumneavoastră. Cum? Domnule Athos, ați fost primul care m-ați provocat. La dispoziția dumneavoastră. Domnule, în gardă!
gărzile cardinalului. S-a cuibărit mirosul de friptură în ea și o văd tot timpul înaintea ochilor. Să nu mai vorbim de asta, vă conjur. N-am mai putea amaneta ceva? Pe cinstea mea, mi-aș pune spada pentru un culcan și cismele pe nait. Mă veți ierta că am îndrăznit să turn vorbura dumneavoastră dispoziție. Aș avea ceva de discutat cu domnul D'Artagnan. Știu, domnule Bonacieux. Sunt încântat că vă văd. Dar aș fi fost de-a dreptul da. Și pe deasupra am avut neșansa de a ajunge prea târziu pentru a împiedica un sacrilegiu în toată puterea cuvântului. Ați vândut candela de argint. La un preț cu totul neînsemnat. Aveți cuvântul meu că n-am știut. Că e magazinul meu? Nu. Cum de nu, domnule Bonacieux? Constans! Frumoasa Constans! Ei bine, domnule D'Artagnan, am socotit, nu fără folos, să vă științesc că sunt pe punctul de a mă căsători cu această persoană. Cum? Nu-i sunteți tată? Nu, domnule. Nici bunic? Străbunic? A, atunci sigur. E bine, și un păhărel de apă minerală. Și un clapon la tavă. Trei șungi. Epa, nu, patru. O pulpă de vițel. Cinci scaune și 10 farfurii. Și o față de masă. Oh, dar ce observ. N-avem nici masă. La o parte, domnule Bonacieux. Aducem una de la dumneata. Domnilor, domnul mușchetar, vă implor. În acest timp, în cabinetul lui, cardinalul Richelieu primește raportul omului său de încredere. Șeful poliției, Jussac. Ai pus mâna pe scrisoarea reginei? Da, monseniore. Ai procedat discret? Morții nu mai vorbesc, eminența voastră. Curierul zace un... Săptămâna trecută a scris același lucru regelui Spaniei, fratele ei. Fără îndoială i-a scris și lui Buckingham. Nu, monseniore, nu era nevoie. Lordul Buckingham a fost personal la Paris. Ce? Ți-ai pierdut mințile? Când? Zilele trecute. De unde știi? Mi-a comunicat... Supra-amenințată de nebun. Iată o poziție de-a dreptul primejdioasă, sire. E limpede, nu? Dacă veți pierde regina, ați pierdut partida. Da. Am constatat într-adevăr acest lucru. De câte ori pierd regina, pierd și partida. Oh, exagerați, majestate. De altfel, scrisoarea de față dovedește că puteți pierde anumite partide păstrându-vă regina. Te gândești la regina Franței? Păi. Cine țintește pălăria nimerește cel mai adesea capul. Regret această situație. Uite, să-ți fac o mărturisire. Doi oameni îmi sunt dragi în toată lumea. Dumneata și regina. Nu trebuia. Majestate, state liniștiți-vă. Doamne, ce s-a întâmplat? Nu trebuia să-i dau diamantele. Am fost slabă. A jurat că nu o să mai revină niciodată în Franța. Mi-a cerut totuși un semn în amintirea vechei noastre prietenii. Sunt pierdută. Eric. Doar la etajul întâi, printre draperiile lăsate, se strecoară câteva raze de lumină. Cardinalul a sosit la întâlnirea cu spioana sa, Milady de Winter. La parter, nebănuind. Mortus, auzi ceva? Da, s-a prins un liliac în barba bătrânului tremui. Antele lui Jussac, iar dumneata vei mai rămâne la Londra. Ce urmează să fac?
mi-ai raportat că Buckingham se pregătește de război în chestiunea La Rochelle. E bine, Anglia trebuie împiedicată cu orice parte din miniștri. Tratează cu ei. Cumpără-i. Și să îți va aduce peste două zile hârtia pentru bancherul nostru din Londra și o împuternicire cu sigiliul meu și peceta regatului. Ai mâinile libere. Voi scrie așa. Posesorul acestei hârtii a făcut și face totul în numele meu și pentru binele statului. Binele statului. Dacă nu reușesc. Să nu reușești. Totul se poate cumpăra. Franța are nevoie de mine, iar eu de dumneata. Da? Vine cineva. Ce e Jussac? Signore, o veste importantă. Spune-o. Regina a încredințat cameristei sale, Constance Bonacieux, o scrisoare către Lordul Buckingham. De unde știi? Mi-a comunicat personal, acum o jumătate de oră, negustorul Bonacieux, tutorele numite. Informația e sigură? Absolut sigură, monseniore. Numita l-a implorat pe bătrân să plece el la Londra. De unde e scrisoarea? După toate probabilitățile, într-o permisie, desigur, să fie arestat imediat. Arestat, D'Artagnan? Trebuie să trimite 20 de oameni. Nu trebuie să plece cu niciun preț. De aceea am și venit, monseniore. Semnați decretul de arestare. Da. Dar nu mai putem sta așa. Sără de câte remușcări. Haideți! Stați! E o trăsură în spatele palatului. Trăsura cardinalului. Atât mai bine, are caiuți. Misiune și în aceeași seară obținuse învoirea capitanului Treville de a pleca la Londra împreună cu Athos, Porthos și Aramis, precum și banii trebuincioși călătorii. E târziu. D'Artagnan tocmai... Pe legea mea, deși răsta atât de bine... N-aș fi voit pentru nimic în lume ca tocmai dumneavoastră să riscați. Dar ați văzut, domnul Bonacieux a avut toată bunăvoința. E însă prea bolnav. S-a dus chiar astă seară să-și lase sânge. Binecuvântată boală! Ce-mi dă prilejul să mă bucur? M-ați sărutat și... Și? Nici măcar nu v-am tras o palmă. Se aud pași. Ia. S-a oprit. Cardinaliști, recunosc vocea lui Jussac. Am fost trădați. Planșe! Planșe! Doarme păcătosul. Planșe! A cântat cocoșul? Zboară după domnii mușchetari. Sunt la Palatul Tremâi. Vă așteaptă stradă, crestura cardinalului! I-am pus pe fugă. Săraca tigaie, o putem amaneta acum. Tot nu mai are coadă. Cei trei mușchetari, D'Artagnan și Planchet, au plecat spre Londra. După două zile de călătorie neturbulată, au ajuns la Amiens și se ospătează. Dar cardinalul a și luat măsuri. El a trimis în cea mai mare grabă pe Jussac, împreună cu o nouă gardă, pentru a-i aresta. Cei patru
nu bănuiesc nimic. Tocmai se pregătesc să-și continue călătoria. Ei, Angiule, socoteala! Zece taleri, domnilor. Zece taleri? Deci, dacă nici nu mi-amintesc. Se vede că mi-au o foame. Ține! Ei, la drum! O clipă, domnilor! Banii ăștia sunt falși! Nu-i lua, Hangiule! Îi urmărim de la Paris! Sunt o bandă de falsificatori! Ce? Soldați, arestați pe domnul ăsta! Ce doriți? Sunt domnul de Jussac. Ați venit, desigur, pentru viza autorizației de călătorie. Întocmai, de unde știți? Știu, deoarece până acum au mai venit doi pretinși domn de Jussac. Cardinalul m-a înștiințat că adevăratul domn Jussac este acela care îmi va arăta împuternicirea dată de eminența sa pentru Milady de Winter. Dacă nici dumneata nu ai, ai să ții tovărășie celorlalți doi în cazemata fortului. Cardinalul va fi încântat de dumneavoastră, domnule capitan. Pariez că cei doi sunt niște îndrăciți de mușchetari. Regret că vasul meu a și dat primul semnal. Aș fi dorit nespus să-i văd în cătușe, dar peste câteva zile mă voi reîntoarce. Poftiți împuternicirea și autorizația mea. Da. Planșet! Aici! Du actele alături. Spune-i secretarului să pune parafa. Domnul se grăbește. Da. Într-adevăr, iată al doilea semnal. Da. Poftim hârtiile. Semnați-le. Da. Bine, poți pleca. Da. Hârtiile sunt gata, domnule Jussac. Le voi găsi chiar azi. Milord? Să vie ministrul poliției. Cred că e de prisos, milord. Azi în zor s-a îmbarcat în port un om cu mustață mare. Când l-am zărit, corabia tocmai plecase, așa că n-am putut interveni. Era Jussac, șeful poliției cardinalului, însărcinat cu ducerea celor două diamante în Franța. Însărcinat cu ducerea lor cardinalului, nu-i așa? Da. Ticălos! De la calomnie a ajuns la furt. Nu m-aș mira să ajungă și la asasinat. Dar cum de... Portului din Yorth, unde e închisă. Din fericire, șeful gărzii e locotenentul Felton. Perfect, perfect. Mai curând va putea cumpăra toată Irlanda decât pe acest irlandez căpățânos. Milord, iată dosarul ei. Cinci otrăviri. Domnule D'Artagnan, ai văzut vreodată un milion de livre? Privește. Vor fi ai dumitale, toți. Chiar mai mult. În acest caz, îl urăște fără îndoială pe Buckingham. Asta ar putea fi scăparea. Dar au trecut trei zile de la arestarea ei și Felton nici n-a venit să o vadă. Cum să procedeze să-l aducă la ea? Sub ce pretext?